și cei cu ascendentul în rac. Săptămâna 15-21 martie 2021 începe cu luna în casa carierei și a relațiilor de la locul de muncă. Aici vă favorizează în impulsurile de autoafirmare. Doriți să fiți propulsați în poziții mai bune, datorită inițiativelor personale care pot trece cu ușurință neobservate față de ceilalți. Puteți însă obține empatie din partea acestora. Din 17 martie, luna se află în Taur. Este în exaltare, în Taur crește dorința de a vă cunoaște propriile origini, propriile rădăcini, căutați idealuri pe care să le urmați în viață. Din 16 martie, Mercur se află în Pești, în casa a noua, a cunoașterii, a studiilor aprofundate, unde aveți călătoriile lungi, care sunt de asemenea influențate de chestiuni contradictorii. Este posibil acum să luați mai greu decizii, pentru că trebuie să alegeți între lucruri care se opun total, variante care se opun total una celeilalte. Puteți să vă construiți credința într-o relație, un proiect, o religie, o viziune integratoare, în jurul căreia vă găsiți liniștea. În perioada 20-23 martie, Mercur formează sextil cu Uranus din Taur pe casa protectorilor, a prietenilor, a grupurilor, și aici relațiile sunt atipice, nu se mai supun unor chestiuni conservatoare, apare inventivitate, bine informați, progresiști, putere de convingere, simțul umorului, luptă pentru libertate, idealuri înalte, inventivi. Puteți să deveniți mai inventivi, de pildă în domenii cum ar fi aerul și electricitatea. Luna în Gemeni, din 19 martie, aduce concentrare pe viața emoțională. Aceasta devine mai instabilă, apar elemente de mobilitate în ea, relațiile sunt poate duplicitare, diverse, durata, profunzimea acestor durați, acestor relații este influențată, comunicarea intensă, se vehiculează informații care cresc emoția și curiozitate. În data de 20 martie are loc echinocțiul și sunteți favorizați în relații care aduc stabilitate, aduc afecțiune, aduc putere. Soarele formează o conjuncție de aproximativ un grad cu Venus și este favorabil în această aspectare pentru creație artistică, pentru iubiri statornice, relații fericite, pline de farmec, gusturi alese, lux, atracție pentru sexul opus, noroc și vitalitate bună.